unde este definit acest concept. Adică, dincolo de la credință care are un lucru comun, bicrinia, înșelăciunea, o misiune, o bine intenționată, se va avea vedere și faptul că formele acestea de manifestare nu diferă esențial de cele de raporturile de drept privat, în cazul infracțiunilor de înșelăciune, pe lângă conținutul acestui factor intelectiv, intenția directă pe care o avea ca element constitutiv, s-a luat cu acest animus fraudat, intenția de a frauda. Articolul 215.3 punctează tot ca emiterea și menținerea de nevoie a plății a unei persoane să aibă loc prilejul vieții a executării unui contract. În lucrul să executări buna credință liberalizată la fel pe două direcții. Buna credință la vierea contractului și buna credință la executarea contractului. Adică, la vierea contractului, acela se cade pe loialitate, pe conștientizarea datoriilor și pe o condită comună, ca bază pentru încrederea cititorului. Și anume, e vorba de obligația părților de a se informa reciproc și complet asupra elementelor necesare pentru încheierea unei condiții a contractului. Iar în ceea ce privește violarea acelei credințe contractuale prin dor, ca expresia realei credințe la încheierea contractului, se va putea vorbi de exercitarea unor intenționale manevre cu manevre pline de înșelare celelalte părți. Iar din punctul ăsta de vedere, trebuie analizate toate aspectele dorului pentru a vedea gradul de alterare a credinței, gradul de violare a unei credințe, și pentru a vedea în ce măsură gravitatea acestui dor se va regăsi în sfera dreptului penal în elementul infracțiunii de înșelăciune. Mai ales că s-a punctat în doctrină, sub aspectul definirii noțiunii de dor, că în cazul infracțiunii de înșelăciune, ce observăm în ipoteza indicii din eroare, conținutul este la fel, dacă nu e autorul susținut chiar că ar fi de. Același lucru poate fi valabil inclusiv în ipoteza dorului prereticență, infracțiunea de înșelăciune cunoaște și modalitatea sărăcirii sub forma menținerii de bani cu plăciul în cheița executării unui contract. Adică s-a afirmat la un moment dat că dorul penal, că dorul civil pentru a defini dor penal și pentru a trage răspunderea sub forma infracțiunii de înșelăciune în convenție, are nevoie doar de un grad de pericol social cerut de legea penală pentru a fi infracțiune. Ceea ce înseamnă, practic, cele două noțiuni într-o anumită măsură se suprapun. Pe de altă parte, vorbim de buna credință, la al doilea aspect menționat, buna credință la executarea contractului. Adică, părțile trebuie să execute convențiile cu bună credință, în comunitate cu angajamentul lor, iar accentuat aici pe fidelitatea părților și pe colaborarea cu parcursul executării obligațiilor și abținerea de orice fraudă. Ca o formulație, cred că judecătorul încă a vorbit de infracțiune de înșelăciune, va trebui să facă primite cu la Dreptul European al contractului, unde proiectul de codificare s-a tradus în formularea unui cod civil european, unde au fost numeroase discuții în sensul că proiectul a fost inițiat aparent ca un proiect de drept privat, deși, de fapt, adevărata lui valoare a fost acea încercare de a se vedea dacă ar putea să accepte comunitatea noastră de corp. Astfel, în principiul de acolo, cred că vor fi într-un final principii generale aplicabile pentru toată lumea, într-o formă care va scade la început. De aceea, cred că e cazul să facem cu idei. Când vorbim de bună credință și neșelăciune, inclusiv acest ordonat de cod de civil european, care vorbește de realitate contractuală, care implică obligația de acționat în conformitate cu cerințele privind bună credință și comportarea corectă, începând de la negociere și până la executarea tuturor prevederilor. Codul civil european vorbește de bună credință și comportare corectă, adică la un punct se referă la un comportament caracterizat de onestitate, sinceritate și respect față de interesele cu contractantul. Aceste reguli vorbesc de înșelăciune, cum menționa că o parte nu va fi ținută de contract, în cazul în care încheierea acestea a fost determinată prin înșelăciune, realizată prin cuvinte sau comportament, fie prin omisiunea unor informații care potrivit bunei credințe și corectitudinii sau potrivit obligației de informare precontractuală, ar fi trebuit să fie aduse la cunoștință de contractant. Adică, din punctul ăsta de vedere, să mergem pe ideea că avem o inducere în eroare care ar fi înșelătoare, dacă a fost săvârșită fapta cu știința sau convingerea că este falsă și cu scopul de a determina pe destinatar să ia o decizie greșită, care este la prejudicerea sa, dar omisiunea este înșelătoare dacă a fost făcută cu scopul de a determina persoana față de care a fost ascunsă informația să ia o decizie greșită care se ducă la prejudicerea sa. Aici se mai sesizează și o diferență între varianta acestui cod în limba franceză și în limba engleză. Limba franceză se referă doar la obligația de bună credință, în timp ce în limba engleză se găsește bună credință și comportare corectă.
au avut niște discuții vis-a-vis de diferențierea asta, dincolo de aspectul terminologic, s-a mers în ideea că bună credință se referă la intenția de a acționa în mod unesc și corect, care nu este subiectiv, în timp ce comportarea directă, comportarea corectă, se referă la faptul de a acționa în mod complet, care nu este subiectiv. Din punctul ăsta de vedere, dacă nu mai fracțiune de șelăciune, cred că prezentarea relevanță pentru judecător ambele aspecte care va trebui să le analizeze, atât sub aspect subiectiv, cât și sub aspect obiectiv. Consecințele reglementării expresă a principiului bunei credințe nouă concepție, care trebuie respectată atât la negocierea, cât și la încheierea contractului, precum și pe tot parcursul executării sale, vor avea relevanță, nu numai în planul dreptului civil, ci și în planul dreptului penal. Judecătorul va trebui să facă în modul în care legiuitorul civil a ales să definească această noțiune și să aprecieze atât asupra exercitării drepturilor limit a bunei credințe, cât și asupra încălcării consecințelor încălcării acestea în planul infracțiunii de înșelăciune. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca unul la ideea discurată în măduției civile este mai largă decât cea pe care se întâmplă. Există o călătare obligație de bună credință, dar fără să existe infracțiune de înșelăciune, în sensul că mai avem nevoie potrivit textului de incriminare din 216 aliată precoțional și de un scop special, și anume acela de a obține un folos material în jos pentru sine sau pentru altul și de producerea unei pare. Mai mult decât atât, întotdeauna în sfera infracțiunilor contra patrimoniului s-a manifestat un anumit ascendent al dreptului civil față de dreptul penal prin conceptul folosit. În cazul acestor infracțiuni, respectiv în cazul infracțiunii de înșelăciune, dreptul penal a fost unul de semnificația termenului cu dreptul cu sensul consacrat în dreptul civil, așa cum este inclusiv cel de bună credință. Iar infracțiunea de înșelăciune, ca o concluzie, se vede, se poate observa că s-a aflat practic la diferența dintre dreptul penal și dreptul civil. Adică urmează a fi identificate situațiile în care se impune o anumită protecție prin intermediul regulilor reglementărilor de dreptul penal și care sunt situațiile în care nu se are protecția dreptului civil. Iar un aspect, ultim aspect pe care vreau să-l menționez, se referă la faptul că, la un moment dat, s-a spus că articolul 14 din nou procedură nu ar trebui să facă delegarea de bună credință, pentru că aici, practic, legiuitorul civil ar trebui să ajungă să definească un astfel de principiu aplicabil general dreptului nostru, ceea ce ar fi imposibil, pentru că există valențe multiple ale acestui concept. Personal, nu trebuie să interesează acest punct de vedere, în sensul că tocmai consacrarea bunei credințe ca principiu general, fără a fi limitată la anumite ipoteze, expres pe o serie de definiție, va permite interpretarea acestui concept în sens clar. Dar în cazul infracțiunii de înșelăciune, judecătorul va avea această libertate destul de problematică, de a aprecia asupra faptelor de înșelăciune, inclusiv prin perspectiva reglementării civile. Mulțumesc!